Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, credincioșia față de Dumnezeu, așa cum am văzut, este o problemă legată de schimbarea inimii. Ea nu este o problemă de practici religioase, cum din păcate considerăm mult. Domnul Isus a amendat prin cuvinte usturătoare atitudinea fariseilor și cărturarilor evrei care înlocuiseră dragostea și respectul față de Dumnezeu cu meticulozitatea unor practici fără viață. Cuvintele și atenționările lui constituie o bună lecție pentru noi, având în vedere consecințele deosebit de grave ale acestor atitudini. Am ajuns acum la un alt discurs faimos al Domnului Isus, cunoscut sub numele de Predica Măslinului. Acest discurs este redat în capitolele 24 și 25 ale Evangheliei după Matei. Este un discurs cu accente escatologice. Pe parcursul acestei predici, Domnul Isus descrie lucrurile care vor precede venirea lui a doua oară și sfârșitul vremurilor. Dar să vedem mai bine care sunt cuvintele Domnului Iisus. Primul verset din capitolul 24 sună astfel. La ieșirea din templu, pe când mergea Isus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Să ne amintim puțin contextul în care se află Domnul Iisus împreună cu ucenicii la acest moment. El intrase în mod triumfal în Ierusalim și deja avusese loc curățirea templului. Domnul Iisus îi alungase pe cei ce vindeau animale în templu și pe schimbătorii de bani. Intriganți de aceste lucruri, farisei se unesc cu irodianii și cu saducheii pentru a-l discredita pe Domnul Isus în fața oamenilor. Ei voiau să pună sub semnul întrebării autoritatea Domnului. În cele din urmă, ei sunt cei care dau dovadă că au o autoritate falsă, iar comportamentul lor este neadecvat. Mai mult, Domnul Isus face o analiză obiectivă a modului în care înțelegeau acești lideri religioși responsabilitatea pe care o aveau față de păstorirea poporului. Domnul le arată fără menajamente unde duce această stare de nepocăință, stare în care ei au ignorat orice încercare a lui Dumnezeu de a ajuta să se întoarcă la credința vie, adevărată. Din această cauză va veni asupra lor judecata. După ce le spune aceste cuvinte, iată că Domnul Isus iese împreună cu cenicii afară din templu, locul unde se desfășurase confruntarea pe care el a avut-o cu reprezentanții oficialităților din Israel. Templul acesta era cel reconstruit de Irod și care, de fapt, se afla încă în proces de construcție. Spre deosebire de cel făcut de Solomon, acest templu era făcut din marmură și avea dimensiuni impresionante. Construcția era considerată a fi una din cele mai frumoase ale antichității. Acesta este templul la care se referă Domnul Isus în profeția lui. Dar Isus l-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri. Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Este interesant că Domnul Isus le pune această întrebare ucenicilor. Pentru că ei au fost aceia care i-au atras atenția asupra celor construcții impresionante. Probabil ei au fost cei care l-au invitat și au zis, vezi, Doamne, ce măreție! Dar Domnul întoarce întrebarea, dar voi vedeți? Sunteți voi siguri că vedeți? Cred că este o bună întrebare și pentru noi. Vedem noi oare realitatea din jurul nostru? Suntem adesea impresionați de frumusețea din jur, dar suntem noi conștienți că tot ceea ce vedem este sub judecata lui Dumnezeu Biblia ne spune că într-o bună zi pământul cu tot ce este pe el va arde deci totul este supus judecății lui Dumnezeu Sunt frumuseți dar ele sunt sub judecate. Pe de altă parte Dumnezeu a pregătit pentru cei care sunt ai lui un cer nou și un pământ nou a căror frumusețe nu poate fi nici măcar concepută de mintea noastră în ceea ce privește acele impresionante construcții, Domnul Isus spune că nu va rămâne piatră peste piatră. Acum, este foarte adevărat că din acel templu a mai rămas un zid. Este vorba despre zidul plângerii, un zid unde foarte mulți evrei se duc și astăzi să se roage. Nu cred că se poate pune problema neîmplinirii profeției Domnului Isus. Cred că este mai degrabă dovada împlinirii ei. Cei care au văzut zidul sunt de acord că este o construcție impresionantă, extrem de solidă. O evidență a faptului că cei care au construit nu s-au gândit că va fi distrusă vreodată. Deci distrugerea celor construcții nu a sorvenit în urma unor proceduri greșite, ci pentru că este un semnal judecății lui Dumnezeu. Așa cum se știe deja, în anul 70, Ierusalimul a fost asediat de către armata romană sub conducerea lui Titus și în cele din urmă templul a fost dărâmat. Pentru noi acest eveniment face parte din istorie. Dar pentru ucenici era o profeție șocantă. Șocantă pentru că Templul era deosebit de important pentru poporul evreu. Era simbolul iudaismului. A avut o foarte mare însemnătate în ceea ce privește păstrarea ființei naționale a evreilor. Era locul unde locuia Dumnezeu. Ori lor le era greu să conceapă că Dumnezeu putea să părăsească poporul. Dragii mei, numai practicile religioase nu-L pot reține pe Dumnezeu în viața noastră. Locul unde stă El este inima. Dumnezeu a afirmat clar acest lucru. În Isaia, capitolul 29, versetul 13, auzim cuvântul Domnului care spune așa. Domnul zice, când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Nu trebuie să ne lăsăm înșelați. Dumnezeu așteaptă o inimă curată și deschisă pentru el. Dar să mergem mai departe pentru că Domnul Isus are o lecție pentru ucenici și, bineînțeles, pentru noi. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Dacă este să metodic, sunt trei întrebări pe care le pun ucenicii Domnului Iisus. Când se vor întâmpla lucrurile despre care a vorbit Domnul, respectiv când nu va mai rămâne piatră pe piatră? Apoi, care vor fi semnele venirii Domnului Iisus? Și în cele din urmă, care vor fi semnele care vor preceda sfârșitul veacurilor? Domnul Iisus va răspunde acestor întrebări, iar răspunsurile lui conturează acest discurs al măslinului despre care vorbeam la început. Motivul pentru care se numește așa este acela că Israelul a fost adesea comparat cu acest pom, măslinul. Iar Domnul Iisus Hristos oferă acum semne referitoare la istoria poporului respectiv. Să vedem, deci, care este răspunsul la prima întrebare, cea legată de timpul în care nu va mai rămâne piatră pe piatră. Răspunsul la această întrebare nu îl găsim atât de explicit în Evanghelia după Matei, așa cum îl găsim în Evanghelia după Luca. Fragmente legate de acest răspuns găsim și în Evanghelia după Marcu. Motivul pentru care Matei nu insistă atât de mult pe acest aspect este legat de faptul că el vorbește mai mult de împărăția cerurilor. O evenimentul legat de cucerirea Ierusalimului este legat mai mult de împărăția pământească a lui Israel. Dar să vedem care sunt cuvintele Domnului Isus redate de Luca. Pasajul se găsește în Evanghelia după Luca, capitolul 21. Și este cuprins între versetele 20 și 24. Când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știți că atunci pustirea lui este aproape. Atunci cei din Iudeea se fugă la munți, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă afară din el, și cei de prin ogoare să nu intre în el, căci zilele acelea vor fi zile de răzbunare, ca să se împlinească tot ce este scris. Vai de femeile care vor fi însărcinate, și de cele ce vor dați în acele zile pentru că va fi o strâmtorare mare în țară și mânie împotriva norodului acestuia. Vor cădea sub ascuțișul săbiei, vor fi luați rob printre toate neamurile. Și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor. Cu siguranță, mulți dintre cei care au auzit această profeție a Domnului Isus erau încă în viață în anul 70 după Domnul Isus Hristos. Au asistat probabil la înconjurarea Ierusalimului de către armatele romane, Asediul pe care acestea l-au instaurat și, în cele din urmă, la dărâmarea templului. Se spune că distrugerea făcută de armatele romane a fost chiar mai gravă decât cea făcută de armatele lui Nebucadnețar cu șase secole mai devreme. Odată cu distrugerea Ierusalimului, a fost împlinită și prima mare a discursului măslinului, a predicii Domnului. Următoarele întrebări puse de ucenici au fost cele legate de semnele care vor preceda venirea Domnului Isus și sfârșitul veacurilor. Primul lucru despre care va vorbi Domnul Isus este referitor la cele semne care vor preceda sfârșitul vremurilor. Scriptura ne spune că lumea cea veche va trece și locul ei va fi luat de o lume nouă, compusă dintr-un cer nou și un pământ nou. Observați, vă rog, că nu este rostit niciun cuvânt referitor la biserică în toate aceste pasaje. De ce? Pentru că biserica va fi deja luată de Domnul. Dar să vedem ce spune cu privire la venirea sa. În primul rând, Domnul ne prezintă o avertizare aici. Drept răspuns, Isus le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: Eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți sunt versetele 4 și 5 din capitolul 24 din Evanghelia după Matei. Domnul cunoaște foarte bine ce se petrece cu inima omului. Știe de asemenea ce va încerca să facă cel care este dușmanul neprihănirii, diavolul. El va încerca să înșele. Domnul știe că, mai ales la venirea anticristului, în timpul necazului cel mare, va fi mult înșelăciune. Apostolul Petru ne avertizează și el în cea de-a doua sa epistolă, în norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furișe rezini micitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare nepraznică. Profeții și învățătorii mincinoși au început imediat după ce biserica a luat ființă să activeze în sânul ei. Mereu ei s-au strecurat pentru a atrage pe cei aleși ai lui Dumnezeu de partea lor. Nici acum nu au încetat. Însă, ne avertizează Domnul Isus că în acele zile înșelăciunea va ajunge la culme. Singurul mod de a-i testa este folosirea scripturii. Am întâlnit cazuri în care anumite persoane au venit să prezinte lucruri legate de mântuirea noastră care sunau foarte bine, chiar logic. Dar abia atunci când am luat scriptura și am văzut ce spune ea, am înțeles că oamenii aceia adăugaseră ceva ce era străin scripturii. Dragi prieteni, sunt mulți aceia care nu stau în supunere față de Scriptură. Adaugă sau scot din ea lucruri după bunul lor plac, învățându-i apoi și pe alții ceea ce au descoperit ei. Este o mare greșeală, dragii mei. O greșeală de care vor da socoteală nu numai cei care au înșelat, dar și cei care s-au lăsat înșelați. Aceasta pentru că Domnul Isus ne-a avertizat să nu ne lăsăm înșelați. Iar cuvântul său și Duhul Sfânt sunt gata să ne călăuzească. Un alt lucru cu privire la care ne atrage Domnul Isus atenția este acela că vor fi unii care chiar vor pretinde că ei sunt Hristos. Dragii mei, am auzit până acum nu unul, ci mulți care pretind că ei sunt Mesia. Ei sunt Hristosul care a venit pentru cea de-a doua oară. Nu este nevoie să mai spun că niciunul nu poate fi nici pe departe asociat cu ceea ce spune Scriptura despre Domnul. Vreau să spun că nici minunile și nici caracterul lor nu erau cu niciun chip asemenea Domnului Iisus Hristos. Dar mergem mai departe, pentru că acum urmează un verset pe care unii comentatori îl atribuie semnelor care vorbesc despre venirea Domnului Iisus. Dar să privim cu atenție încă o dată la contextul discuției. Să nu uităm mai întâi că ucenicii au pus întrebarea despre semnele care vor precede două evenimente: venirea Domnului pentru a doua oară și sfârșitul veacurilor sau al lumii. Dar să privim ce spune Domnul. Versetul 6: Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți, să nu vă spăimântați, că și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Observați că Domnul trece dintr-o dată la cea de-a doua temă, sfârșitul. De fapt, vedem această alternanță, Domnul Isus vorbind atât despre semnele care țin de venirea lui, a Domnului Isus Hristos, pentru a doua oară, cât și de semnele care preced venirea sfârșitului. Acum El spune că veștile despre războaie nu sunt în indiciu că vremea sfârșitului este aproape. Mulți au fost înșelați de acest verset. Pe timpul celui de-al doilea război mondial, au fost persoane care au abandonat tot ce au avut și au plecat pe munți, așteptând să vină Domnul, crezând că vremea sfârșitului este foarte aproape. Nu s-a întâmplat însă nimic. În aceste timpuri, în care informația circulă cu atâta repeziciune și avem de fapt atât de multe informații, suntem parcă asaltați de aceste vești de războaie. Ei răspund ceva dar nu sunt neapărat semnele sfârșitului. Ele înseamnă altceva. Ele mai sunt însoțite și de alte lucruri. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocurea vor fi cu de pământ, foamete și cium. Despre ce vremuri vorbește Domnul aici? Mie mi se pare că seamănă foarte mult cu ale noastre. Parcă nici când nu au fost atâtea vești de războaie, conflicte, Bol, distrugeri, cutremure, inundații, accidente cele mai curioase, așa cum sunt astăzi. Conflictele interetnice sunt și ele din ce în ce mai frecvente. Deci, dragii mei, Domnul Isus nu atrage atenția decât că acesta este doar începutul. Dacă considerăm cumva că este greu, că sunt necazuri, ce vom spune atunci când vine necazul cel mare? Acesta este ceea ce spune Scriptura. Toate acestea nu sunt semnele sfârșitului. Nu sunt decât semnele care preced necazuri și mai mari. Perioada în care trăim astăzi este una care aparține Bisericii, sau este o era Duhului Sfânt, așa cum le place anumitor oameni să definească aceste timpuri. Biblia divide lumea prezentă în trei grupuri de oameni. Acestea sunt Evrei, Neamurile și Biserica lui Dumnezeu. Acesta este cel puțin ceea ce înțelegem din versetul 32, capitolul 10, 1 -a epistolă către Corinteni. Să nu fiți pricine de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. Grecii intră în categoria neamurilor aici. În această eră despre care am vorbit, era în care ne aflăm, Dumnezeu cheamă oamenii la respectarea numelui său. Acești oameni chemați pot fi atât din cadrul evreilor cât și din cadrul neamurilor, Motivul pentru care Dumnezeu cheamă oamenii din cele două grupuri, pentru a alcătui cel de-al treilea grup, adică Biserica, este acela că numai Biserica va fi răpită atunci când vor fi împlinirile vremurilor. Dar mai spune Domnul ceva privitor la acel moment. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ, și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Despre cine vorbește Domnul aici? Despre Biserică? Despre națiunea Israel? Despre neamuri? Despre biserică nu poate vorbi. Ea nu exista atunci. Iar cuvintele nu sunt o profeție pentru biserică. Dacă ar fi vorba despre neamuri, ar însemna fie că Israel, fie că biserica ar ocupa poziția celor care persecută, ceea ce nu este deloc o soluție logică. Deci, este clar că Domnul vorbește despre Israel. Israelul este cel care va fi supus la tot felul de încercări și este foarte adevărat ceea ce spune Domnul Isus, dacă avem în vedere amploarea pe care a avut-o și o are antisemitismul. În ceea ce privește biserica, cred că ea trebuie să se împotrivească antisemitismului. Este o reacție normală, compatibilă atât cu principiile ei, cât și cu istoria ei. Dar să mergem mai departe pentru că Domnul Isus avertizează Israelul și în ceea ce privește profeții mincinoși. Ei vor veni să inducă în eroare, să înșele, așa cum arătam la început, înșelăciunea care va crește nespus de mult. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroși mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. În acele vremuri despre care vorbește Domnul, va fi foarte greu pentru mulți să se păstreze curați să păstreze credința lor. Ei nu știu ce să facă, cum să reziste. De fapt, ceea ce ne spune Domnul este un principiu valabil pentru toți oamenii din toate timpurile. Atunci când se înmulțește păcatul și dragostea este pe cale de dispariție, este un principiu care nu este deloc greu de explicat. Dragostea adevărată este dragostea alimentată de Dumnezeu. Oricine nu mai are legătură cu Dumnezeu, nu mai are o sursă reală pentru dragostea lui. Ea poate deveni sentiment trecător sau poate fi capriciu, dar în niciun caz dragoste adevărată. Interesantă este totuși concluzia acestui pasaj. El nu se termină într-o atmosferă sumbră, fără nicio speranță. Ascultați numai ce spune Domnul Isus. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Întrebarea este, cine va răbda până la sfârșit? Dacă citim cartea Apocalipsa, vedeam în ea că Dumnezeu oprește la un moment dat toate forțele, forțele naturii, ale întunericului, chiar și pe cele bune, până când va sigila sau va oferi un semn distinctiv unui anumit număr de oameni. Deci cine vor fi cei ce vor răbda până la sfârșit? Cei care sunt sigilați de Domnul. Bunul păstor al tuturor vremurilor își aduce cu grijă oile sale în staulul pe care l-a pregătit pentru ele. Dragii mei, aceste lucruri pe care Domnul Iisus le spune ucenicilor săi au menirea să aducă bucurie, pace și liniște și în viețile noastre. Aceste cuvinte ne ajută să înțelegem care este valoarea jertfei Domnului Iisus Hristos. Ea este o garanție pentru noi în acele vremuri de necaz. Așa cum am văzut, Domnul Iisus Hristos îi avertizează atât pe ucenici, atât pe poporul evreu, cât și pe noi. Că lucrurile acestea pe care le vedem și găsim că atât de bine sunt descrise de cuvintele Domnului Isus Hristos, ceea ce se petrece în jurul nostru, se petrece pentru că este anunțat de El. Și toate acestea nu reprezintă altceva decât începutul unui necaz mare. Însă, dincolo de necazul acesta, este bucuria întâlnirii cu Mântuitorul nostru. Este pregătirea pentru întâlnirea cu Dumnezeu, pentru intrarea în acea veșnicie pe care El a pregătit-o pentru fiecare dintre noi. Dar, în același timp, aceste lucruri ale sfârșitului trebuie să ne dea de gândit și trebuie să fim foarte atenți la felul de viață pe care îl ducem. Așa cum am văzut, nelegiuirea este aceea care cauzează pierderea dragostei. Fie ca a noastră să fie păstrată cu toată curăția. se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.